Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire generală să vedem ce mesaje noi ne mai apar. Dacă ați accesat acest clip, înseamnă că ceva v-a atras aici. Să nu uitați, în primul rând, cât de minunați sunteți și că întotdeauna aveți liberul arbitru sau, cel puțin, puterea să luați decizia potrivită pentru voi. Doar voi vă puteți ajuta să treceți peste absolut orice provocare. Primul mesaj pentru astăzi este conexiune de familie, respect, oameni și bunătate. Și avem aici, cred că, 3 generații. Poate aveți legătură cu acest aspect, poate se leagă acest aspect în viața voastră. Poate vine acest mesaj să clarifice ceva. 3 generații, 3 încercări mai pot fi aici. O figură paternă foarte puternică este aici, poate aveți provocări pe linie paternă, iar aici avem racul. O casă a patra în astrologie, liniștea, trecutul, iertarea, reconectarea cu trecutul pentru a face pace, pentru că din strămoși transmitem transgenerațional toate emoțiile noastre, toată karma, adică cauza și efectul creat acolo pe linia ADN-ului nostru. Vine cu vindecare acest mesaj. Vă împinge cumva către vindecare, către conștientizare. Bucurați-vă de muzică, instrumente, sunete, ton, vibrația, sunetul. Ce interesant, sunetul manifestă. Tot ce rostim devine realitate la un moment dat și nici măcar nu ne dăm seama. Avem culoarea roșu, care are legătură cu chakra de bază, deci cu energie masculină. Și avem aici o nevoie de a ne bucura. Poate voi aveți legătură cu cineva care este artist. Artist la propriu sau artist în felul său sau are o sensibilitate aparte. Poate doriți să faceți, să lucrați la un proiect foarte creativ sau să prindeți curaj pentru că pur și simplu sunteți foarte timizi. Și asta vă încurcă în viața de zi cu zi. Pentru alții dintre voi, primiți o invitație în familie, la o petrecere, la un eveniment care are legătură cu bucuria, cu nașterea vreunui copil. Voi știți cel mai bine. Să ne reconectăm cu mama pământ, cu natura. Și mesajele ne spun plante sau a planta, grădina și a culege recolta. Oh, ce frumos! Înseamnă că după o lungă perioadă în care nu ne-am văzut, mă reconectez cu familia și cu meleagurile natale. Sau mai poate fi, dragii mei, următorul lucru. Provocarea pentru care astăzi vă uitați aici are legătură în trecutul vostru, cu trecutul vostru, cu primii 7 ani de acasă. Știți vorba că educația ține de cei 7 ani de acasă? Da, dar nu în sensul în care mama și tata te învață să spui bună ziua chiar și atunci când tu nu vrei sau să faci tu ca și copil ceva când tu nu vrei. Tu nu ai discernământ. Până la 12 ani nu au copiii discernământ. Abia de atunci încep să și-l dezvolte. Iar empatia ajunge la apogeu, dacă o dezvolți sau nu, abia la 25 de ani. Drept urmare, voi aici aveți de-a face cu o provocare care are rădăcina în trecutul vostru, în familia voastră. De acolo se trage provocarea pe care o aveți astăzi și pe care o puteți transforma natural, cum? Prin bucurie, prin sunet, prin afirmații. Mă veți întreba ce fel de afirmații și eu vă voi răspunde cu toată sinceritatea din lume. Nu contează ce spuneți atâta vreme cât vine din suflet, are puritate, recunoștință și credință și rostiți cuvintele la timpul prezent. Sunt extrem de mulțumit că am sănătate, totul la prezent. Sunt extrem de mulțumit că am o casă unde să stau. Sunt extrem de mulțumit că astăzi am avut ce mânca.
Un lucru duce la altul și uite așa ne clădim viitorul. Ce mesaje formidabile! Ne apropiem de retrogradarea planetei Venus. Pace, armonie, să închideți un ciclu, o karmă puternică care are legătură cu Jupiter, cu un ciclu de 12 ani, cu vârsta de 12 ani și cu alegerile pe care nu le-ați putut lua în copilărie în momentul în care nu aveți discernământ. Acel lucru vă va aduce bucurie. Care lucru? Identificarea cauzei care a dat efectul din ziua de astăzi, pentru care vă salut probabil în fiecare zi pe mulți dintre voi. Mai luăm un mesaj. Ascultă înțelepciunea. Înțelepciunea universului ți se arată calea. Aici acest personaj are urechea îndreptată către pasărea, care îi grăiește în ureche, dar este vorba tot despre sunet, vedeți, tot despre sunet. Și avem stele, multe stele și culoarea care vorbește despre chakra coroană. Acum înțeleg. Acum ajung la o concluzie. Aha, am înțeles. Două culori am în cartea asta, roșu și culorile chakrei coroană. Acum înțeleg de unde mi se trage. Și acum știu ce am de făcut. Cum să-mi ating starea de echilibru? Cum să spun Evrica? Înțeleg, am reușit. Reușesc. Să vedem ce ne spune tarotul pentru relații, pentru planul material și pentru planul emoțional, spiritual, medical. Depinde de ce se arată. Ne uităm în primul rând terapeutic, pentru că așa este modul meu de lucru și apoi dedicat pentru fiecare categorie în parte. Rana aceasta din trecut este a umilinței și a modului în care societatea, mediul vostru înconjurător de pe lângă casă, v-a tratat. Învățământul primar, grădinița, chiar și educația pe care ați primit-o din familie, și anume comunicare defectuoasă, comunicare impulsivă, poate urlat, zbierat, certat. Frustrare foarte multă acumulată și neputință. Nu văd astăzi neapărat abandon, oricum avem toate rănile, dar asta pare să fie astăzi în discuție. Și atunci vă izbiți de zid. Vă simțiți neputincioși să manifestați iubirea. Pentru că nu vă credeți suficient de buni, pentru că voi aveți în minte că nu meritați, și prin reconectarea cu natura, de fapt vă reconectați la natura voastră organică, la fluxul de energie organic, pentru că un copac plantat nu se întreabă, trebuie să cresc, oare trebuie să am 100 de crengi, oare trebuie să am 200 de flori, nu, crește. Așa cum nici valul nu se întreabă de unde vine, sunt din ocean, cât de sus trebuie să mă duc. Așa cum nici sarea nu știe despre sine că este sărată, nici voi nu știți despre voi cât de minunați sunteți și cât de capabili sunteți să fiți iubiți. Aici este o rană, nu merit să fiu iubit. Cred eu că nu sunt iubit. Nimic mai greșit decât asta, magicianul. Magicianul, bucură-te, da, prin sunet, magicianul este arhetipul gemenilor, care înseamnă comunicare, intelect, grai, voce. Magicianul. Și acum, pentru cei care sunteți singuri, acționați din impuls și vă blocați mereu manifestarea. Aveți o grabă sau poate nu cugetați pendelete la ceea ce spuneți.
poate din frică, sau poate pur și simplu pentru că aveți o fire așa mai iute, mai neliniștită. Poate nu aveți neapărat firea asta, dar așa vă aliniați în preajma acestei citiri la acest lucru și nu prea vă ies treburile în iubire. Dar iubirea este aici, atâta timp cât învățați să vă controlați. Unii dintre voi nervii, alții dintre voi impulsul, alții dintre voi starea aceasta de iuțeală, dar și de furie, să știți, și de furie. Cavalerul de spade este un om pe care te poți baza, dar este și furios și iute. Ieșiți din tristețea aceasta, trebuie lăsată în urmă. Aceasta este o tristețe mentală. Aici simt ego, nu durere în inimă și aveți Excalibur fix în spatele vostru. Nu vedeți adevărul. Nu vedeți că de fapt vă duceți în zid și că repetați niște lucruri ca în trecut. Am mai spus într-o citire, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Este nevoie de alt ulcior, de altă perspectivă. Pentru cei care sunteți căsătoriți, sunteți într-o perioadă de rutină, posibil și de certuri. Sau aveți discuții mai aprinse și necugetate despre bani. Cum să faceți rost de mai mulți bani? Pentru că aveți aici o nevoie să faceți ceva. Fie să faceți o călătorie, fie să mergeți la o petrecere, eveniment cu familia. Sau pentru familia voastră este necesar acum să faceți rost de bani și nu știți cum și de unde să luați. Și apoi, cartea aceasta spune folosește-ți înțelepciunea, gândește-te limpede că poți și ai de unde și banii vin la tine. Nu încurca, nu împinge și nu opri energia din manifestare, nu opri țeava banilor, nu pune dop. Ce mai avem aici? Poate o lipsă de respect, poate stres, mult stres. Unul dintre parteneri este foarte obosit, iar celălalt cu un pic mai mult timp liber. Dar aveți iubire și potențialul să vindecați ce obstacole aveți voi astăzi sau prin preajma citirii. Pentru cei care sunteți separați aici, ei, este o altă discuție. Vă înfuriați și spuneți vrute și nevrute pentru că v-ați săturat și pentru că nimic nu se mișcă. Ba se poate mișca. Dar voi mișcați energia prin cuvânt și prin ce spuneți în direcția opusă. Vă aruncați realmente cu cavalerul de spade aici în vârtej și apoi picați din el fără să fi făcut vreun pas înainte, ci tot acolo unde v-ați aruncat. Șapte de monede vorbește și despre înțelepciune, vorbește despre răbdare și aici sunt două cărți în antiteză, în opoziție. Cum fac să-mi liniștesc puțin nervii și nerăbdarea și starea asta interioară de furie și de neliniște pe care o am, pentru că nu-mi dă pace? Prin iubire, prin calm, prin armonie, prin bucurie, prin conectarea cu natura, prin a vă gândi limpede și organic și rațional și cu discernământ la ce situație aveți acolo în viața voastră, la ce provocări traversați. Cu discernământ, pentru că am spus că până la 12 ani copiii nu au discernământ. Cavalerul de spade este un copil în afirmare, este cel care vrea să devină regele de spade, are aspirații. Da, aveți așa niște idei despre ce ați putea să faceți, dar vă lăsați doborâți. Persoanele la care vă gândiți voi aici simt iubire pentru voi, dar într-o formă sau alta au pus un zid, au ridicat un zid, au răbdare. În acest moment sunt cu spatele la voi. De ce? Pentru că înainte v-aș certa foarte mult. S-au lăsat răni adânci prin cuvinte spuse, care trebuie vindecate și integrate. Șansă de reluare, da, se poate, dar prin armonie, prin reconectarea cu momentul în care voi doi erați împreună și vă bucurați. Se închide un ciclu, avem 12 case în astrologie.
un ciclu de 12 de al lui Jupiter. Jupiter este în Taur și are legătură cu banii, stima de sine, proprietățile mele, ce iubesc, ce simt, cum simt, pe ce pun amprenta, care este valoarea mea, ce prețuiesc, care sunt emoțiile mele acum. Fix despre asta este vorba. Persoana la care vă gândiți voi acum se gândește ce simte, ce vrea, vrea să se reconecteze, nu vrea să se reconecteze, ar vrea, caută răspunsuri, așteaptă vești de la voi. O parte dintre ei așteaptă vești de la voi, așteaptă ca voi să faceți primul pas sau să le dați un semn. Și vedeți cum, care legătură cu o grădină, cu familia. Trei de spade, ce ne spune? Asul de spade. Vedeți, v-am spus că în spate este Excalibur aici. Hai să vi-l mai arăt, pentru că văzându-l poate se leagă informația mai bine. Sunteți cu spatele, sunteți prea prinși în fix bucățica voastră de adevăr, în fix percepția voastră și în fix propria voastră realitate. Și nu-l vedeți. Ori, pentru a putea face un pas înainte către reconectare, către a înțelege ce aveți de vindecat și către a ajunge să stați față în față, trebuie să deschideți ochii, să fiți în primul rând sinceri cu voi și să vedeți adevărul, să treceți prin toată relația voastră, să regăsiți bucuria, punctul care v-a unit. Puteți sta de vorbă. Persoana la care vă gândiți voi ar vrea să stea de vorbă. Așteaptă un semn, nu inițiază această persoană conversația. Șapte de monede. Are lumea. Lumea, persoana la care vă gândiți voi acum, pentru cei separați și pentru unii dintre voi, evident, și-a cam încheiat socotelile cu nerăbdarea. Este o persoană care acum vrea liniște în viața sa. Și atunci trebuie să vedeți ce s-a întâmplat acolo furios și iute, pentru că dacă v-au blocat sau dacă sunt cu spatele la voi acum, este pentru că motivul care i-a îndepărtat este acela că nu aveau liniște. Lumea înseamnă și un alt început, am ajuns la desăvârșire. Ambele cărți au o temă a ochilor închiși aici. Parcă m-aș uita la spânzuratul. Este nevoie de o altă abordare și de o altă tehnică aici a comunicării. Știu ce se întâmplă aici, tonul vocii. Vorbeați pe înalte, strigați unii dintre voi. Și atunci când avem un ton cald, parcă lucrurile se dezarmează puțin. Dar dacă ne ambalăm foarte tare, noi când ne certăm, cam 5% contează ce spunem și restul în conversație vine de la ton. 5 de spade, trebuie să le puneți capăt. Se încheie această ceartă. Persoana la care vă gândiți voi, pentru unii dintre voi, stă de vorbă. Dar când se asigură că atunci când va vorbi cu voi, va fi liniște și pace. Nu vrea scandal. Nu vrea ceartă. Alții dintre ei ar vrea să încerce să se reconecteze și parcă n-ar vrea, ceva îi reține, adică se întreabă dacă să facă un compromis, se întreabă dacă ar fi bine să discute sau nu. Când vă certați, unii dintre voi aveați un aliat, tabără, dacă aveați copil, copilul era cu voi și ei singuri. Sau văd o alianță, este o chestiune legată de o alianță aici care a jucat un rol important între voi. Magicianul are puterea. Da, aveți putere. Aveți putere. Putere interioară să vă îmblânziți partea mai puțin plăcută din noi, primară, da, pentru că suntem și noi la bază tot instinctuali. Și leul vorbește despre suflet. Am puterea să las inima să grăiască. Am puterea să calmez mintea. Vedeți? Un legat la ochi. Să calmez mintea. Să judec calm, să nu reacționez, ci să răspund.
Și atunci, cu emoțiile liniștite și pe o undă vibrațională a nobleții, pasiunii, puteți discuta. 6-ul de cupe, turnul, o elevare, un început. Dragostea voastră n-a durat pentru că la bază nu era ce trebuia. Pentru alții dintre voi aveți de-a face cel mai probabil cu berbec sau cu scorpion. Turnul înseamnă înălțarea de la latura noastră joasă la o latură mai înaltă. Acesta este turnul lui Babel. Oamenii care voiau să ajungă la Dumnezeu, dar prin materie. Nu se întâmplă prin materie, se întâmplă prin manifestare, prin eteric, prin unde energetice, prin câmpul cuantic să ne reconectăm. Și asta face persoana aceasta aici. Caută să vă simtă de la distanță. În acest moment, unii dintre ei simt de la voi 5 de spade și furie, cavalerul de spade. Adică, da, vreau, te iubesc, dar uite ce ai făcut. Și simt. Noi întotdeauna ne simțim unii pe ceilalți. Asul de băte. Este nevoie de forță creativă. Din nou, să schimbați aerul cu focul. Aveți legătură cu semne de aer și de foc. Să găsiți în voi forța și curajul de a crea din nou ceva mai spiritual, mai profund. Dacă vă certați de la bani. Atâta timp cât am cap, două mâini, două picioare, sunt sănătos și pot să ies din casă și să merg, nimic nu mă împiedică să pun mâncare pe masă. Dacă vă certați de la orgoliu, orgoliul trebuie calmat. Toată provocarea lui 5 de spade aici are legătură cu trecutul vostru. Dacă sunteți doamne, ați fost în energie masculină. Și nu, energia masculină o scoate la capăt. Mai vreau o carte pentru turn aici. Doi de spade. Voi vă certați și vă apărați. Vă certați și vă apărați. În ce sens? Atunci când vă simțeați amenințați, vă apărați. Și asta s-a întâmplat în familia voastră când erați mici. V-ați purtat singuri de grijă, se activa, se declanșa în voi același instinct de apărare și ieșea latura primară de acolo în loc să iasă grația. Și acum puteți schimba, da, reversul medaliei. Lăsați grația să iasă pentru a dizolva provocările acestea. În altul preot, respect, tradiție, credință, organizare, disciplină, dar și cel mai mult, stabilitate și consecvență. Cartea aceasta îmi spune cu precădere că aveați frecvent și recurent discuții. Ori acelea v-au dus pe voi la separare. Cea mai bună carte pentru cei singuri. Pumnalul. Este din nou asul de spade acela care în acest context joacă rol de pumnal, adică vă sabotați singuri. Conflicte și pericole pot apărea. Pericolul de a vă sabota singuri, pericolul de a vă certa cu familia sau pericolul de a manifesta ceea ce vă doriți fără să fiți conștienți de lucrurile pe care de fapt vi le doriți și fără discernământ, fără să aveți o notă sănătoasă în abordare sau să repetați tiparul din trecut. Acest pumnal, da, este o spadă și cu încă 3 avem 4 spade. Aveți nevoie de liniște, scalmați puțin mintea pentru că vă întâlniți omul. Pentru cei căsătoriți, avem lupul. Fii cu băgare de seamă în cine ai încredere. Aici, cu 5 de spade, s-ar putea ca la voi să intervină de prin alte locuri. Oameni, cuvinte, a spus mama, a spus tata, a spus familia, au spus rudele, au spus frații. Nu aveți nevoie de așa ceva. Trebuie să aveți încredere în voi, în casa voastră și în ce se întâmplă acolo.
Dacă nu aveți încredere, atunci din start este o problemă. Vedeți de ce nu aveți încredere, dar lăsați ce trece de ușa casei voastre la ușă. Și pentru cei în separare, Sfinxul, alegeți cuvintele atent. Și pentru voi, fiți cu băgare de seamă la ce spuneți. Deveniți conștienți de ceea ce rostiți. Oh, sper să vină înapoi. Speranța nu aduce pe nimeni înapoi, credința da, dacă este loc, în sensul că dacă relația trebuie să se întâmple din nou sau nu, relația are niște termeni și condiții de funcționare și anume karmă. Este necesară vindecare aici și înțelegere, conștientizare, să ajungem la pace. Pacea este o vibrație atât de înaltă încât nu aveți cum, dacă sunteți aliniați la vibrația aceasta, să nu fiți fericiți pe toate planurile din viața voastră. Pe plan material avem 8 de cupe, 3 de monede, împăratul, 3 de băte, 2 de băte și 6 de băte. Oh, ce de cărți am pus aici! Pe plan material, unii dintre voi plecați de la un loc de muncă către un altul, aveți ceva emoții, nu știți exact ce vă așteaptă, dar aveți o certitudine că veți fi mai bine plătiți, că este o poziție mai bună, mai demnă, care vă aduce succes sau care pe voi vă face să vă simțiți mai bine. Pentru alții dintre voi aveți parte de recunoaștere profesională zilele acestea și puteți primi un bonus. Altora vă intră salariul, iar alții faceți un plan de atac. Vreți neapărat, aș putea să spun chiar și cu disperare, să faceți o schimbare, să plecați într-un alt loc, altă țară, alt oraș și vă puneți întrebări dacă reușiți sau nu. Sigur că reușiți, dar trebuie să fiți foarte calmi și calculați, fără să faceți planul și să aveți o strategie dinainte, s-ar putea să vă îndreptați, să faceți de fapt un pas înapoi către confuzie, dar marea majoritate vă îndreptați către succes aici, către 9 de cupe. Vi se îndeplinește o dorință. Unora dintre voi cu casa în care locuiți, altora dintre voi cu banii, cu salariul, alții dintre voi văd că vă achiziționați niște lucruri personale de înfrumusețare, treburi de genul acesta, alții dintre voi plecați într-un concediu mult visat, mult dorit. Faceți o călătorie aici care poate avea legătură cu afacerile, cu un șef, semnarea unor noi contracte după o lungă perioadă de așteptare. Alții dintre voi mergeți în delegație cu serviciul și aveți foarte multe drumuri de făcut. Trebuie să ajungeți în două locuri, nu într-unul. Depuneți foarte mare efort aici, sunteți pe drumuri, dar aceste drumuri și activitatea aceasta vă ține în formă. Sunteți promovați, altora dintre voi vă ies actele firmei ca entitate juridică. Ați luptat pentru ceva și reușiți acum. Iată, temperanța se echilibrează, o situație, vă liniștiți, vă calmați. Iar alții dintre voi plecați în concediu. Cavalerul de spade. Și voi cu cavalerul de spade trebuie să vă liniștiți mintea pentru că veniți după o perioadă lungă de stres. Nu vă stresați. Din acest calm reușiți. V-ați stresat pentru semnarea actelor firmei. Ați așteptat, ați făcut fel și fel de planuri. Până la urma urmei ați cedat ceva. Fie v-ați mulțumit cu mai puțin sau fie cedați ceva în schimbul altor lucruri, dar acest târg este unul bun din care câștigă toată lumea. Pe plan emoțional avem faetonul, 6 de cupe, 7 de spade, nebunul și 9 de spade. Știți cum este citirea de astăzi? Plus minus, plus minus, plus minus. Uite, două opțiuni, două opțiuni, două opțiuni. Ce alegi? Ce alegi? Uite, ai un drum sau ăsta? Tu ai o singură cale, da? Ai două drumuri, ai două modalități prin care poți merge pe acea cale. Să o luăm așa, din 7 de spade, din a avea propriile mele gânduri, idei și scenarii, ajung la 9 de spade, nu mai dorm noaptea pentru că nu știu ce se petrece aici.
Ce se petrece aici este că Universul lucrează, conlucrează alături de tine la manifestarea unei dorințe, unei dorințe pe care o ai încă din copilărie sau unei dorințe dintr-o altă viață sau unei dorințe de reconectare cu cineva foarte drag ție, indiferent de cine este acel cineva. Numai că nerăbdarea ta, da, a dus în cavalerul de spade în primă fază și atunci s-ar putea să o ia pe calea greșită și să se manifeste în continuare în buclă, ceartă, scandal, compromis și să nu ajungi aici la reconectarea aceasta. Șapte de spade spune cineva m-a trădat. Dar în această carte vedeți că sunteți voi și tot ce se întâmplă astăzi aici are legătură cu copilăria. Toate deciziile pe care le-ați luat, le-ați luat prin trăirile, emoțiile, gândurile pe care le-ați avut până la vârsta de 7, respectiv 12 ani. Și la fiecare 9 ani ați trăit câte o experiență care v-a dat peste cap, v-a creat gânduri negative, trebuie să depășiți această stare de negativitate pentru a manifesta acest nou început. La nivel de sănătate, unii dintre voi văd că vă temeți pentru niște lucruri mai complicate, așa, dar vedeți că vă sabotați singuri. Aici aveți două opțiuni. Una, să mă dau bătut, iar alta, să fiu ca un copil care are încredere în tot, pentru că în acest interval până la 7 ani copiii n-au ei treabă cu negația, cu de ce n-am voie, nu au treabă, ei materializează și atunci prin această energie de copil, prin încredere, prin bucurie, materializați începutul, o vindecare, o vindecare. La nivel spiritual vă puteți întâlni cu cineva, un suflet pereche din altă viață, suflete pereche, știți cum spun, suntem toți, dar cu cineva cu care ați și avut o relație de iubire. Nebunul, nebunul, un început, o revenire a cuiva din trecut, care da, poate reveni, vedeți, așteaptă vești, dar trebuie să intrați în liniște. Cum intrați în liniște? Nu vă mai gândiți la persoana asta, bucurați-vă, puneți-vă muzică și dansați. Iarăși, 9 de spade. Dacă s-ar întoarce persoana aceasta, acum ați intrat tot în 9 de spade sau nu se întoarce pentru că sunteți în 9 de spade. Magicianul, se repetă cărțile. Câteodată ni se îndeplinesc dorințele și aveam o pildă pe care mi-a spus-o și mie cineva. Măi, tu-ți dorești lucrul ăla, tu dacă ajungi în locul unde vrei tu să ajungi și acolo este o piatră pe care nu o vezi și te împiedici și nu știu, îți frânge o mână, dar tu ești un mare pianist. Cu ce te-a ajutat dorința aia ta, încăpățânarea aia ta? Nu te-a ajutat. Tu nu trebuia să fii acolo. Sau trebuia să ai răbdare. Armonie, răbdare, 7 de monede și bucurie până atunci. Reconectarea la viața voastră de dinainte de această persoană care v-a cauzat acum durerea. Vreți reconectarea? Luați-o de dinainte de a vă cunoaște. Uitați că există. Vedeți-vă de treburile voastre. Morcovul, rădăcina, beta-carotenul, ochii slăbiți, vederea, oftalmologia. Avem pe cineva născut în anul iepurelui. Vulnerabilitatea, mă simt neputincios, vedeți? S-au luat decizii pentru mine în copilărie, n-am avut putere să manifest și eu de atunci mi-am pierdut puterea. Și acum reacționez, în loc să reacționez cu grație, reacționez cu furie, mă apăr. Din orgoliu, iată, păunul, trufia. La păun putem vedea frumusețea, grația. Nu mândria, aroganța. Trebuie să fim ca broasca țestoasă, ca arhetipul racului, iertarea trecutului, conectarea cu familia, mesaje care vin de la depărtare, prin mediul online. O karmă, un ciclu de 12 ani se închide, Jupiter. Se învârte roata, roata destinului. Karma se închide, depășiți un efect, dacă l-ați înțeles. Bucurie, un berbec, am vorbit despre berbec mai devreme, un început, pentru care da, aveți susținere, pentru că puteți să înțelegeți, puteți, omul poate să facă orice, poate să mute și un munte cu gândul, dacă știe cum.
Înțelepciunea. Înțelepciunea vine din naturalețe, prin naturalețe, prin pilde și prin virtuțile lumii, așa cum sunt descrise și în cartea Legile Belagine, pentru cei care știți cartea. Ce este al tău este pus deoparte, nu te ocolește, ești unde trebuie, traversezi provocările pe care le traversezi, pentru că sunt acolo niște cauze, ești în poveștile de viață potrivite pentru evoluție. 32 sau 23, în alta preoteasă intuiția, cunoașterea este în tine, cunoașterea să dai naștere acum acelor lucruri pe care le vrei, este în tine, puterea este la tine, tu decizi. Mărul, înțelepciune, dar și ispită. Cuvântul, atenție la ce spuneți, pentru că vă ispitește planul acesta fizic terestru să dezlănțuiți fiara, nu grația. Și fiara mușcă. Casa 2, banii, și casa 3, comunicarea. Taurul și gemenii mai pot fi implicați aici. Am descoperit ceva legat de bani. Avem inițialele C, Y, L, Y, G. Iar aici, chiar dacă se scrie diferit, eu înțeles silly. Mă port imatur copilăros. Bun, ne întoarcem în copilărie, ne purtăm ca un copil, dar să ne purtăm ca versiunea aceea de copil pură, nu ca acel copil răsfățat. Are sens ce spun. Voi v-ați subestimat foarte mult valoarea și ați atras lângă voi niște oameni fix ca cei pe care credeați voi că îi meritați. Nu vă știți valoarea, stima de sine, ați fost neputincioși, cenzurați, rana de umilință, Y, Și voi și persoana voastră de interes, v-am spus, aveți un singur drum, dar două modalități prin care îl puteți parcurge. Voi și partenerul vostru sunteți destul de aliniați. Spunea unul ceva, celălalt contraataca și tot așa. Ei, dacă unul dintre voi intră în starea aceasta de pace și de armonie și celălalt va reflecta același lucru. Aici mai văd niște mesaje pentru cineva care are provocări cu sănătatea, s-ar putea, sau poate sunteți în maternitate, doamnelor, unele dintre dumneavoastră nașteți, dacă este cazul, sau se vindecă ceva prin înțelepciune, un început. Aveți niște licurici aici, vedeți niște licurici sau pur și simplu locuiți pe lângă o pădure. Sau natura este cheia. În natură veți găsi răspunsul. Plantați ceva, faceți ceva, uitați-vă la flori, din natură vă vine răspunsul. Nu știu, vă taie un melc calea. Și înțelegeți, aoleu, cât e ia să traverseze strada melcului ăstuia. Da, dar el n-are nicio treabă. De ce? Pentru că își respectă ritmul. Deci toate lucrurile în natură au un sens, toate lucrurile în viață au un sens. Când sensul nu este forțat, este înțeles și suntem înțelepți, materializăm. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Să fiți bine, să fiți sănătoși, armonioși, iubiți și cum vă mai doriți voi. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!